Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, la un an de zile după ce am făcut ultimul film în care am zis că stupina se cam pierde, așa s-a și întâmplat. Albinele respective au murit toate, cu toate că acum aflu din nou în fața dumneavoastră și mă bucur cu toate problemele care le-am avut și s-au rezolvat prin operații, prin operații cardiace. Acum mă simt bine, sunt ok. După ce au murit toate albinele, am dezinfectat tot, am topit fagurii și iată, acum sunt iar între albinuțe. Stau ore întregi lângă ele, mulțumesc domnului Eduard Rotaru că el a venit și mi-a adus două familii puternice, după care în schimbul la miere am mai achiziționat eu trei familii. Acum nu prea mai contează câte familii sunt, ci contează puterea lor. O să încep din nou o serie de filmări, așa cum erați obișnuiți, probabil, cu multe greșeli care le-am făcut. N-am înțeles eu foarte bine în anii trecuți, trebuia să pun mâna pe carte, cum sfătuiesc pe toți care încearcă să se apuce de albine, fiindcă nu-i chiar așa ușor să te apuci de albine și să avansezi. Până la, ca începător, de la început, ar trebui prima dată să vă gândiți la niște cheltuieli serioase care se bagă în stupină, pe lângă achiziționarea albinei propriu-zise, care variază între 300-500 de lei la ora actuală, plus achiziționarea lăzilor, care, vă spun de acum, n-au nicio importanță decât să fie foarte curate, igienizate, strict. Nu ignorați acest lucru, fiindcă o să vă coste scump mai târziu. Altceva ce să vă spun, va trebui să vin să vă arăt câte ceva, așa din toate greșelile adunate, cu toate că e greu să... Nu pot să spun că o iau de la capăt, fiindcă tot ce mi s-a întâmplat acum este ca o continuitate a greșelilor mele, adică ceea ce am greșit am remediat cu totul și fac o altă perspectivă pentru a înainta, a îngriji albinele cât mai bine. Fiindcă în ziua de azi am 80% din calitatea albinei depinde de stupar, fiindcă nu mai există roiuri sălbatice, cu toate că mulți spun roiuri sălbatice. Nu mai sunt roiuri sălbatice, sunt acele roiuri care scapă de la stupar, care îngrijesc albinele și rezistă în pădure 2-3 ani, 4 ani, 5 ani, în funcție de cum au contact cu alte albine. Roi, fiind foarte sănătoși, poate să reziste în pădure mai mulți ani. Dar acasă, unde tu încerci să ții albine, mai sunt și alți apicultori care am văzut tratează în anumită perspectivă, adică acum anii aceștia a fost problema de varoa, dar varoa pe lângă ea mai aduce și alte boli. Nosemoza nu prea a fost luat în serios. Deci, în momentul în care vezi că o familie de albine nu evoluează cum trebuie și nu se întărește în momentul acesta, s-au auzit de albine de carne, nu există albine de carne, este o ciudățenie, așa să zic,
când au zis de albine de carne și n-aduc miere, acolo înseamnă că albina moare undeva în ziua 25-a din cauza netratării pentru nosema, fiindcă nosema așa acționează, scurtează drastic viața albinei. Și anul trecut, pe lângă varoa, și nosema a fost o problemă, fiindcă acolo unde puietul a rămas neacoperit și albina a murit, a murit albina din cauza vieții sale scurte, ba din diferite bacterii. Aceste lucruri le-am aflat după ce am citit câteva cărți. Bineînțeles, nu o să pot eu, nici nu vă sfătuiesc să faceți ceva, ci doar să puneți mâna și să citiți cărți apicole înainte să urmăriți filme pe YouTube, unde o să vedeți diferiți apicultori care au o tradiție în spate. De exemplu, unii au albine din moși strămoși, să zicem așa, trei generații. Acei oameni deja știu exact cu ce se confruntă, știu ce tratamente să facă, când să facă tratamentele și vor înainta cu ei mulți ani de acum încolo. Nu o să fie afectați, nu o să auziți la cei oameni că le-a murit 10 de familii de albine, nu o să auziți așa ceva. Pierderile o să le auziți așa ca la oameni, cum sunt eu, de exemplu, cum am fost eu naiv și în 4 ani de zile, într-adevăr, am înmulțit până la o sumă de 50 de familii, care 30 au fost familii puternice și pe urmă au murit toate. Deci așa ceva nu o să vedeți la stupari cu tradiție. Începătorii fac aceste greșeli. Vede stupul cu albină plin, dar nu... Zice că e ok, totul e ok. Nu știe să citească anumite semne. Vedeți, în momentul acesta, albinele care sunt lângă mine nici nu mă deranjează. Stau la un metru de ele. Și chiar în fața urvinișului. Acest aspect trebuie luat în considerare când vedeți o familie agresivă. Trebuie să vă puneți întrebarea, de ce este agresivă acea familie? O familie de albine nu este agresivă, albinele nu sunt agresive, singurele lor scop este să supraviețuiască. Ce să vă mai spun? Eu o să încep, mai filmez câte ceva și o să vedeți o altă perspectivă, o să mai încerc câteva lucruri, dar cu tratamentele nu o să mă mai joc de acum încolo. Trebuie citit semnele albinei, curățați vatra stupinei măcar un metru și acolo o să citiți cam anumite aspecte, nu? Să nu vedeți albină care merge pe jos. N-are voie albina să meargă pe jos în fața stupului. Acolo e o problemă, dar dacă merge albina pe jos și se ridică și urcă în urliniș, nu e nicio problemă. Deci trebuie să învățați, după ce luați albină, ca începător, a trebuit să învățați să citiți albina, să le țineți sănătoase. Nu vă mai avântați să fie foarte multe albine. Albinele care sunt, să zic eu, roiuri pe 4-5 rame, fără ajutor, se vor îmbolnăvi. N-au putere să se curețe. Mi-a fost greu să accept acest lucru. Am iernat pe o ramă, o greșeală. Sunt apicultori care... Deci mie, ca începător, mi-a convenit să pot face dintr-o familie 10 nuclee, 10 roiuri. Mi-a convenit să fac acest lucru, că îmi surâdea ideea că am foarte multe albine. Dar nu avea nicio albină. La o ramă de albină nu culege nimeni. E dezastru. Boala foarte ușor prinde putere, a dat un frig, a dat o ploaie. E foarte greu să reziste acea familie. Familie, un nucleu. Bineînțeles, când auziți de înmulțire abuzivă,
așa se și este. Este o mulțire abuzivă dintr-o familie să faci 5. Acum mi-am schimbat perspectiva și din două familii fac 1. Deci, trebuie să citiți cât mai mult posibil. Mulți o să spună, dar de ce să citim? Păi de ce să citiți în primul rând? Fiindcă ceea ce este în cărți nu este pe internet, clar. Deci, multe lucruri în 4 ani, deci am făcut multe lucruri, am vizionat multe filme și am zis, hai să fac și eu așa cum e în filme, dar în filme o să vedeți numai o parte din ceea ce face un apicultor. Nu o să vedeți niciodată toate detaliile, n-aveți cum, de aceea aveți nevoie de cărți. Am văzut că dacă toată lumea din cărți. Păi, de ce din cărți? În primul rând, în cărțile respective puteți cuprinde 100 de ani de teste, tratamente. De exemplu, am citit acum de curând o carte unde scria un apicultor din anii 80 până în 2004 a pierdut stupina de 3 ori. Din ce cauză? Fiindcă, dacă țin bine minte, în anii din 2001 până în 2008 n-a tratat albinele deloc și le-a pierdut pe toate. În acești 7 ani n-a dat detalii câte familii, dar având în vedere că se ocupa cu albine din anii 80, e ușor să ne dăm seama de ce cantitate au murit familii. Și atunci, citind aceste cărți, eu am vrut să renunț la albine, să vând toate lăzile, le dezinfectam, dar totuși după ce am citit, probabil cum am fost și bolnav, am avut mai mult timp, am zis, hai să mă apuc să citesc. Și am citit o carte, am mai aflat câte ceva, mi s-a părut ciudat, hai să citesc despre boli. Am aflat niște lucruri despre varoză care un apicultor nici nu s-ar gândi că varoză are un efect drastic. De exemplu, chestia cu trântorii, ci că varoa preferă trântorii. Este un pic greșit acest lucru. Nu preferă trântorii. Varoa depune 6 ouă indiferent de larvă, de albină sau de trântore. La trântore, cele 6 ouă depuse de varoa, unui mascul și restul femele. Perioada lungă de 24 de zile îi dă timp ouălelor, la cele 6 ouă, să se dezvolte toate 6. Și dacă mai prins și niște nopți mai reci, perioada trântorului se prelungește undeva la 25 de zile și atunci varoa explodează pur și simplu prin înmulțire la trântore. Dar acest lucru nu înseamnă că la albină e mai rău. Nu e mai rău. Acolo tot 6 ouă depunând, primul mascul, restul femele, neavând timp să se dezvoltă, are numai 21 de zile la dispoziție, ies cam 3 femele și un mascul. Restul de 3 ouă nu se dezvoltă și mor. Ori ies și mor până la urmă varoza. Deci la albine se dezvoltă mai încet varoa decât la trântoră. Dar nu înseamnă că preferă trântorii. E doar rama oarbă, se spune că curăță familia de varoză și apicultorul când ia acea ramă oarbă și vede câte 3-4 varoa într-o celulă de trântore, zice, vai de mine ce de varoa am prins. N-a prins nicio, a prins doar o singură varoa, restul fiind ieșite în acea celulă. Deci aceste aspecte din cărți le citiți. Sunt unii care au făcut teste sau se dau, că știu multe, dar nu e tot timpul chiar așa. Și când vedeți la apicultor 50 de familii și toate foarte puternice, să știți că are un motiv anume.
să fie familia puternică. Nu este de joacă cu ele. O familie slabă e atacată de boli, nu se poate apăra. O familie puternică se poate apăra. Și pe acest concept merg. Asta nu înseamnă că nu o să am nuclee pe două rame sau roiuri pe trei rame. O să am, dar o parte a stupinei va trebui ținută în așa fel încât să fie familie puternice. Dacă e o familie puternică și ai luat o ramă cu puieț, întărește roiul respectiv, se poate, bineînțeles, fiindcă va recupera foarte repede. Sau să faci schimb de rame între un roi și o familie. Ce fel de schimb? Un schimb de... Deci de la roi luăm puietul arvar și de la familie luăm puiet căpăcit. Și facem acest schimb ajutând roiul foarte mult și ținând în frâu roirea la familie. Familia asta care o vedeți aici lângă mine mi-a trebuit cam 15 zile să o întorc din roit, doar prin simpla mutare a ramelor cu larve și cu puiet căpăcit. Acum arată foarte bine și a revenit mătcuța, e hrănită și a început să depună foarte bine ouă și are o poftă nebună de clădit rame cu celule de albină, bineînțeles că s-a oprit din roit. Ea construiește în nebunie și în următorul film o să vă prezint că o să pun la construit o ramă treată, o ramă întreagă, dar foița tăiată în două, în formă de triunghi, fiindcă dacă ea are o poftă așa mare de construit, să nu cumva să intre din nou în friguri, prin acest lucru voi construi și rame și aduce și miere foarte bine. Sper să o pot ține în frâu. Este un scop al meu, să țin familia foarte puternică. În partea cealaltă se vede tot un stup așa, acolo, în partea astălaltă, acolo, tot cu cel cucat pe ea. Acolo este un roi. Este un roi făcut din două familii. Despre acel roi pot să vă spun că a cules foarte bine, are 10 rame cu miere și 6 cu puiet căpăcit, a fost 6-7 rame cu puiet căpăcit, dar fără regină. El nu are regină, acum a eclozat regina, mi se pare că a avut pusă botcă. Dar vom vorbi despre aceste lucruri pe detalii, mai detaliate, în filmele următoare. Acum atât am vrut să vă spun, sunt bine, ok, mi-am revenit, am poftă de lucru, voi începe și munca zilele următoare, pot munci fizic. Și mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și când am fost la Mureș în spital, acolo au fost niște oameni extraordinari care m-au ajutat. Bine, gândurile mele atunci erau în altă parte. De la ultimul film s-a născut și băiețelul, acum e măricel. Are și el 5 luni. Mergem înainte. Vedem ce vom face. Da? Puneți mâna pe cărți și lăsați prostiile. Adică, uitați-vă la filme, cât mai multe filme, dar să nu credeți tot ce auziți. Numai bine.